La subiectul ultim, la evaluare națională, la compunere, ne referim un pic la tipurile posibile de compunere în momentul în care veți primi mesaj sau semnificația unui text liric. În barem se urmăresc niște aspecte pe care trebuie să fiți atenți să le punctați. În mod normal trebuie să le deduceți și din cerință, deci trebuie citită cu atenție cerința. Precizăm mesajul sau semnificația, apoi precizăm tema, să fiți atenți la acest aspect, menționăm elementele care sunt definitorii acolo. Patru trăsături ale, nu știu, ale unui personaj liric, două componente ale peisajului descris. Depinde ce avem. La fel, ne dăm seama din asta, din reperele alea prezente în cerință. Interpretăm minim două figuri de stil, spun minim pentru că puteți să interpretați și mai multe, relevante pentru mesaj sau pentru semnificație. Numim figurile de stil, deci să fiți atenți, să alegeți acele figuri de stil de care sunteți siguri că sunt ce spuneți voi că sunt, le transcriem acolo și le interpretăm. Deci epitetul, punem ghilimele, dăm citatul, sugerează, exprimă, exemplifică, etc și numim emoția sau sentimentul cerut acolo pe care îl prezentăm, da, îl explicăm, îl detaliem. Deci să fiți atenți să rezolvați fiecare element cerut acolo în enunțul compunerii.